România a devenit brusc una dintre țintele Rusiei, cel puțin așa anunță o publicație rusă care trece țara noastră pe lista statelor care au ajutat Ucraina cu echipament militar. Pravda.ru scrie că Marea Britanie, prin faptul că a recunoscut legimitatea loviturilor ucrainene asupra bazelor militare din Rusia, a justificat lovituri aeriene rusești asupra unor lanțuri logistice din mai multe state membre NATO. Polonia și România sunt primele pe lista celor care o caută cu scriu rușii de la Pravda. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, a declarat că Rusia ar putea efectua lovit militare cu rachete asupra unor ținte aflate pe teritoriile statelor membre NATO pentru a întrerupe lanțul logistic ce alimentează Ucraina cu armament. Țările care furnizează activ armele tale regimului nazist de la Kiev sunt Cehia, Polonia, Slovenia, Turcia, Germania și SUA. Alte state o fac neoficial, de exemplu Bulgaria, mai scriu cei de la Pravda. Jurnalista Liuba Lulko merge chiar mai departe și spune Spune că România ar fi chiar prima țară pe lista Rusiei și asta pentru că, potrivit jurnaliștilor ruși, România ar putea invada Transnistria. Ar putea fi în primul rând România, România ar putea invada acum Transnistria pentru a-și salva frații moldoveni de acolo, a scris jurnalista rusă. Racheta calibră, denumite în termeni militari 3M. 14 calibră sau SSN 30A sunt rachete de croazieră ce pot fi lansate de pe nave de război. Rachetele tip Mare Sol au fost desfolosite de marina rusă în ultima perioadă. Un alt model de rachetă calibră, dar din aceeași gamă de proiectile, poate fi lansat și pe submarine.